Zi tu. Zic? Da. Bine. Te rog. Revenim la Like IT și la Iulia Ionescu, care ne prezintă împreună cu invitații ei o nouă aplicație de mare interes pentru... Și chiar este. Automobiliști. Pentru automobiliști. Chiar e vorba despre o digitalizare a procesului de constatare a daunelor auto, ca să nu mai pierdem vremea. Nu mai pierdem vremea într-un perfect centru de constatare bună, a daunelor. Foarte, bună dimineața din nou. Este ideal. Da, mai nevoie să intervin. Este ideală, mai ales în condiții în care noi nu avem infrastructură și tot timpul se bușesc săracii pe aici. Bine, unii sunt și cu capul în orice drept. Suntem, din păcate, pe locul întâi în Uniunea Europeană la capitolul accidente rutiere, soldate cu victime. Cu victime și mai ales mortale la asta. Bun. Haideți să vedem. Din păcate așa se întâmplă. Sorin și Eduard, invitații mei de astăzi, ei sunt fondatorii aplicației Carfix, o aplicație gratuită pe care o putem descărca atât pentru iOS cât și pentru Android și poate fi folosită și sub forma unei platforme online. Noi la ora 8 am făcut o simulare și vă invităm să intrați pe site-ul nostru, pe știrileprotv.ro, la secțiunea iLike IT, unde puteți vedea această simulare. A durat doar 6 minute să facem o constatare auto. Am pozat această mașină din toate unghiurile. Și am văzut că totul poate fi rezolvat foarte repede și așa cum a punctat și Mihai la ora 8, marele avantaj este că putem să ne folosim de orice fel de asigurare, RCA, casco și că totul se întâmplă online din orice colț al lumii. Putem să facem asta teoretic, nu? Atâta timp cât asigurarea îți acoperă acel colț al lumii, pentru că un lucru foarte important este că punem foarte mare accent pe siguranță, atât a datelor cât și a business-ului, ca să spun așa. Toate asigurările, atât casco cât și RCA, opționale sau obligatorii, au o teritorialitate pe care se aplică. Adică eu îmi cumpăr o asigurare pentru teritoriul României sau pentru teritoriul Uniunii Europene. Dacă eu declar chestia aia undeva în mijlocul Asiei, s-ar putea să ridic niște semne de întrebare. Vreau să vorbim puțin și despre toate celelalte avantaje ale acestei aplicații, pentru că nu este folosită sau nu este utilă doar în cazul în care am avut un incident neplăcut, care noi sperăm să se întâmple tot mai rar sau poate niciodată, nu? Dar și pentru alte lucruri. Exact, exact. Este important de știut că în aplicație îți poți stoca atât datele cât și documentele, atât pentru mașină cât și pentru șofer. Poți să-ți configurezi alerte, astfel încât la momentul la care unul din documente expiră, să spunem, sau o poliță, să primești un mesaj de avertizare. Și nu în ultimul rând despre ce am vorbit astăzi pe larg, despre avizarea și constatarea de daună. Să vorbim puțin despre cum faceți voi bani din această aplicație. Este gratuită pentru noi, pentru utilizatori, dar nu și pentru asiguratori. Și am înțeles că deja putem, de fapt, ați semnat contract cu toți asiguratorii de pe piață, nu? Avem înțelegeri cu ei, putem să transmitem datele astea direct într-un format electronic prin intermediul interconectării între aplicația noastră și aplicațiile lor, sau putem să împingem inclusiv pe alte modalități IT avizările clienților către aceste asigurători. Din punct de vedere monetizare, gândiți-vă că există un mare plus și pentru zona de companii, având în vedere că reducem procesele și pentru ei, și ei plătesc oameni pentru procesele astea care se desfășoară în momentul de față pe o durată de 3 ore, uneori întinse și pe 3 zile. Câștigă și ei timp. Și cel mai important lucru e că au toate documentele într-un format digital direct în aplicațiile lor. Și la fel se întâmplă și în cazul nostru. Pe lângă asta, cum îi convingem pe bunicii noștri, care nu sunt atât de familiarizați cu partea aceasta digitală, cu zona aceasta, cum îi convingem pe ei, mai ales că trebuie să facă și niște fotografii și, într-adevăr, de multe ori ne întâlnim cu persoane în vârstă la astfel de cozi, la daune. Așa e. Ca orice altă aplicație, bineînțeles, există și un public țintă. Sperăm să iei prindem pe toți, inclusiv pe bunicii noștri, așa cum ai spus și tu, dar acolo unde este cazul, noi putem să-i asistăm și telefonic, toate datele există în aplicație și ne pot contacta. Avem deja colegi care așteaptă telefonul lor să-i coordoneze prin aplicație. Câți oameni au descărcat până acum aplicația? În momentul ăsta sunt undeva la 750 de descărcări în acest moment. Erau înainte să intrăm în studio. Avem o diferență față de momentul inițial, pentru că s-au descărcat deja. Bun, deci peste au fost 200, da. Peste 200 de descărcări după prima exact intervenție pe care am avut-o. Bun. Pe lângă asta, ce v-a îndemnat pe voi să faceți lucrul ăsta? Mi-ai spus că lucrați la aplicația asta de mai bine de 5 ani, deci nu are legătură neapărat cu pandemia și cu faptul că este într-adevăr o modalitate prin care nu mai suntem nevoiți să avem parte de acea întâlnire face-to-face cu persoana care se ocupă de dosarul nostru. Încă din 2015-2016 au început să apară în toate studiile relevante vis-a-vis de trendurile sociale
a început să apară apetitul pentru tehnologie, așa cum spuneam la început. Și atunci ne-am dat seama că și piața își dorește lucrul ăsta. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la profilul de vânzare sau canalul de vânzare în anul trecut a asigurărilor, astea au fost în proporție de 19% achiziționate printr-un canal electronic. Asta înseamnă că piața e gata, e pregătită, își dorește lucrul ăsta. De asemenea, companiile salvează foarte mult timp și implicit bani în momentul perfect. În care... Mulțumim foarte mult, Sorin. Eduard, ne mulțumim. Bucurăm că ați fost alături de noi și că a fost un real succes, se pare, aplicația în dimineața aceasta. Pe mine mă revedeți și mâine, aici, la Like IT.